Dragi domni extraterestri, umblă vorba că ar exista niște mesaje sau scrisori dinspre voi înspre omenire. Invers, nu știu dacă există încă sau ba. Cert este că pentru a vă ajuta să ne înțelegeți într-o oarecare măsură, mă ofer să fac un rezumat al ceea ce credem noi că am fi. Spun rezumat pentru că, pentru a explica ceea ce înseamnă omul, ar fi nevoie de multe mii de pagini. Nu știm cu exactitate dacă existați, dacă sunteți printre noi, deasupra noastră sau în subteran, cum există niște presupoziții, dacă ne supravegheați, studiați, dacă ne vreți răul, binele sau nu vă pasă, de unde veniți sau de câte feluri sunteți. Logica noastră ne face să ne gândim că dacă sunteți prin preajmă, asta înseamnă că evoluția voastră este net superioară nouă și că sunteți avansați din toate punctele de vedere. Fiindcă noi nu am reușit să ne explorăm nici pe noi în mare măsură, cu atât mai puțin universul. Vrem să vă spunem că nu am dorit un război sau o exterminare a ființei umane, după cum evident cred că v-ați dat seama. Este greu să vă explicăm cum percepem prezența dumneavoastră pe aici, în cazul în care existați cu adevărat. Sunt multe povești despre prezența dumneavoastră, iar părerile sunt împărțite, pentru că, dacă sunteți aproape de noi, misterul faptului că încă nu sunteți la vedere ne face să avem fel de fel de idei cu privire la prezența dumneavoastră aici. În specia noastră, oricât de diferiți ne considerăm a fi, avem foarte multe trăsături comune pe care încerc să le sintetizez acum. Din punct de vedere al organizării spațiale, avem continente, țări, regiuni, orașe, sate, familii. Cu cât mai mici sunt spațiile, cu atât mai unite între indivizi. Apartenența sau atașamentul nostru față de locuri sau persoane cumva se împarte tot în funcție de apropiere sau depărtare. Cu cât mai apropiați sau asemănători suntem sau devenim, cu atât mai mari sunt atașamentele între semeni. Într-un fel mai apropiat simțim pentru fratele nostru și în altul pentru o persoană de pe un alt continent care poate fi chiar diferită de noi. Să nu mai spunem atunci cât de puțin am putea să simțim atașament față de cineva din galaxia vecină sau dintr-un univers paralel. A fost vorba despre o glumă, aș preciza. La modul concret, nu putem concepe cum arată un univers paralel, dar ne plac metaforele și agreăm bine umorul. Iubim ceea ce putem cunoaște și în special ne atrag trăsăturile recognoscibil comune, pentru că deținem în mod natural o oarecare măsură a empatiei ca sentiment social. Asta nu înseamnă că nu putem avea sentimente de atașament față de persoane diferite, ca structură fizică de noi, sau față de alte specii. Însă acceptarea și formarea ca grup social se întâmplă evident cel mai des în funcție de arii geografice, apropiate sau învecinate. Mulți indivizi sunt încă la nivelul la care discriminează pe motive nu ești ca mine, nu gândești ca mine, nu acționezi ca mine, nu arăți ca mine, atunci te exclud din grupul meu. Cu o lipsă de toleranță consideră că ceea ce nu este ca el, la mod exclusivist, este dușmanul lui. O gândire primitivă, agresivă, pe care nu știm cum am putea o schimba. Cu toate acestea, vecinătatea nu este întotdeauna cel mai fericit lucru între oameni. Pot exista relații cordiale sau proaste atunci când sentimentul de apartenență al unei arii geografice se dispută între anumite culturi, popoare sau neamuri. Naționalismul, un sentiment onorabil, poate deveni foarte ușor un defect atunci când este dus la extrem. La fel, diferențele de viziune, cultură sau religie au dus la războaie în secolele trecute și dorința de a cuceri spații învecinate, de a poseda teritorii cu tot ceea ce presupun ele. Suntem atașați ca formă în detrimentul conținutului spiritualizat. Suntem niște estetiști. Ne interesează în primul rând mai degrabă cum arată ceva decât ceea ce este în sine. Ne plac culorile puternice, formele atractive, suntem atașați de lucruri, obiecte, dorim să posedăm și devenim agresivi când ne este încălcat teritoriul. Ne temem de cei ce dețin puterea. Ni se pare că suntem civilizați pentru că ne raportăm tot la noi sau la indivizi ce ființează alături de noi, pe planetă, animale, cum le spunem noi, celorlalte ființe care se pot deplasa sau vegetație, plante, celor care se hrănesc direct din sol, ape. Se pare că nu avem idee de ceea ce înseamnă superioritatea în plan universal. Adorăm formele estetice,
animalele cu blană. Îi iubim, sunt prietenii noștri și îi mâncăm. Sau numai anumite animale, nu toate. Unii nu îi iubesc, dar îi mănâncă. Alții nu îi mănâncă. Sau altora nu le pasă. Alimentația noastră a devenit în ultimii ani plină de substanțe nocive. Și tot estetiști, cum suntem, majoritatea dintre oameni nu agrează șerpii, reptilele în general, le conferă un sentiment de frică și, în consecință, li se par inestetice. Despre formele de divinare, de cunoaștere a viitorului, telepatie, energii sau introspecții care merg dincolo de forma fizică, avem doar cunoștințe foarte vagi, intuitive. Multe dintre ele ar putea fi false, tocmai pentru că nu există încă dovezi științifice descoperite sau justificări pentru ceea ce se petrece dincolo de planul fizic. La acest nivel suntem în categoria nou-născuți, nici măcar fetuși, care urmează să se nască și să învețe despre viața de dincoace de conturul fizic. Desigur, am avea destul de multe întrebări să vă punem. Aici vine și informația că folosim doar 10% din creierul nostru, cel mai probabil un mit. Și cum putem face să utilizăm sau să activăm cealaltă parte a lui? Desigur că folosim tot creierul, însă probabil e activat în etape. Și da, abia așteptăm să avem acces la cât mai multă cunoaștere. Pericolul pentru noi ar putea veni tot de la oameni, și anume cei care nu ne doresc binele. Sunt multe șanse să existe printre noi și aceștia, și chiar să dețină multă putere, probabil financiară. Unul dintre sentimentele cele mai puternice și care ne motivează mereu este frica. Fiecare om născut pe pământ este un războinic. În fiecare clipă se luptă pentru supraviețuire cu toți microbii, bacteriile, virusii, vătămările sau bolile dobândite, fără ca el să bănuiască. Creierul său, la nivel subconștient, dă comanda și organismul luptă până la capăt. Dar mai înainte de toate, ne este frică de durere și, extinzând aceasta, în primul rând, de moarte. Lupta pentru supraviețuire se transmite în datele noastre genetice, iar aceasta este valabilă la toate ființele pământene, om, animal, vegetație. Ne e frică de necunoscut. Ceea ce cunoaștem putem defini și putem preveni potențialul pericol în viziunea cunoscută, dar ne temem că necunoscut există pericole necunoscute care ne pot aduce vătămare sau moarte. Așa cum la polul opus ne relaxăm în medii sau în situații cunoscute, familiare. Dacă în față avem un pericol, fie luptăm, fie ne retragem din calea lui, însă nu îl lăsăm în mod conștient să ne atace, pentru că dorim să trăim în bune condiții și, în general, cât mai mult. Să negăm faptul că ar putea să ne fie puțin frică de dumneavoastră, cred că ar fi inutil să o facem. Dar în baza logicii a ceea ce spuneam mai înainte, chiar și atunci când ne este frică, nu renunțăm la ceea ce este al nostru. Și cu toate acestea, suntem capabili să ne facem prieteni oricât de diferiți ar fi de noi. Pentru că, dincolo de orice luptă, noi ne dorim în primul rând să fie pace, să fim fericiți și să trăim fără probleme. Preferăm prietenii, nu dușmanii. Nivelul nostru de pricepere al realității avem convingerea că este limitat în comparație cu al dumneavoastră. Lipsesc niște ani buni, un timp în care dumneavoastră ați evoluat și ați ajuns la o maturitate la care probabil că încă noi nici nu visăm, pentru că face parte din sfera necunoscutului, pomenit anterior. Vorbind despre frică, trebuie să menționăm că în parcursul vieții noastre ne temem de judecată și pedeapsă. Cele două mari forțe. Judecata divină, în care mare parte din populația globului crede, diferențiat în mai multe religii sau culte, și judecata ca formă legiferată statală. În primul caz, credem că există una sau mai multe forțe superioare aliniate în special stării de bine, curat, corect, iar această forță în genere este însuși creatorul a toate câte există sau câțiva subalterne creatorului, cu forțe net superioare nouă, care ne pot părăsi sau chiar ne lasă să fim pedepsiți atunci când nu mai corespundem din punct de vedere comportamental cu ceea ce înseamnă a face bine. Cei care recunosc religia vor încerca supraviețuirea alături de semenilor, căutând un echilibru între binele și răul existent sau tentant. Promisiunea supremă a divinității este viața de după viața fizică,
un fel de viață spirituală, fără trup fizic, dincolo de moarte, într-o fericire eternă, și reversul pentru cei care nu se comportă exemplar. Ne dorim să fim fericiți, doar că acest sentiment este unul dintre cele mai versatile și personale de la un individ la altul. Aici e chestiune de optică și de alegeri. Iar optica și alegerile în acest sens sunt extrem de împărțite, e un capitol mult prea vast pentru a fi amintit aici. Ceea ce te bucură în interiorul tău ca om e o chestiune extrem de personală, caracterială și definitorie, aș zice. Unii practică una dintre religii și alții nu. O quasi-armonie sau o ordine între oameni o dă și instituția numită justiție, care pedepsește după anumite legi cu privarea de libertate, plata sau chiar moartea unor indivizi care în mod voit fac abuzuri antisociale. Trăim între cele două tipuri de judecăți, în mare parte cu sentimentul fricii, teamă de Dumnezeu sau teamă de legi, uitând că ideal ar fi să trăim cu iubire de semeni sau de Dumnezeu. Un alt mare sentiment este iubirea, pe care o alăturăm sau o confundăm adeseori cu sentimentele de atașament, cu afecțiunea, loialitatea, generozitatea, fraternitatea, devotamentul, ajutorul dat, cu nevoile tactile și cele sexuale, ori nevoia de a comunica. Sau poate sunt și asta, sau poate chiar mai mult. Din nou vorbim de un sentiment care se definește în mod particular de la un individ la altul. O trăsătură, dacă vreți, care ne face unici și totuși universali. Se spune că ne-am născut din iubirea lui Dumnezeu și că noi înșine procreăm dintr-un mare sentiment de iubire. Naiv sau nu, dragi domni nepământeni, noi chiar credem asta. Sistemul nostru economico-social-fizic e cu plată fizică pentru muncă fizică, intelectuală sau servicii. Adulții muncesc pentru a primi o anume cantitate de bani cu care cumpără ceea ce consideră sau plătesc serviciile de care au nevoie. Din păcate, cantitatea de bani ierarhizează nivelul de trai al fiecărei familii sau țări. Simbolul fizic al valorizării prin bani încă susține și oferă putere în sistemul nostru. Suntem posesivi. Există două verbe importante în limitele cărora orice limbă se derulează. A fi și a avea. Egoismul și individualismul lui a fi se completează în orgoliul ca defect al omului prin a avea, a poseda. Și în special a poseda este preocuparea principală a omului modern. Conducătorii noștri nu sunt aleși după calități reale de lideri sau capacități mentale deosebite. Cine ne conduce se află în acea poziție în urma voturilor și a promisiunilor pe care le face. Nu există ceva care să-i oblige să-și țină aceste promisiuni. Deocamdată, pe o scară de antipatii versus simpatii, manipularea este sistemul după care populația își votează liderii. Suntem o specie un pic avansată, un pic evoluată, dar care are totuși destul de multe defecțiuni, cum ar fi sentimentele bizare, care rar sunt manifestate la modul evident în alte regnuri. Mult balast primitiv de sentimente precum dominare, egoism, invidie, gelozie, ură, răzbunare, minciună, prefăcătorie, lașitate, încăpățânare, orgoliu, snobism, autosuficiență, egocentrism, posesivitate, agresivitate și altele pe lângă, generozitate, iubire, altruism, sacrificiu, sinceritate, onoare, o balanță care îl ridică și îl coboară pe om de atât de multe ori încât amețește de tot între sentimente și chiar nu mai știe unde este el cel adevărat. Pentru că oamenii au de toate. Nu sunt perfecți, și bune și rele. Sentimentele negative sunt ca niște bariere care nu ne lasă să trecem dincolo, să evoluăm, să cunoaștem adevărul și lumina din noi și din univers. În noi există dorința de cunoaștere, de educație permanentă, astfel încât în sistemul internațional toți copiii urmează o formă de educație în care socializează și învață despre ceea ce se poate cunoaște pe pământ, ca apoi să se instruiască pentru a practica o meserie utilă societății. Veți râde, dar
estetiști fiind și având totuși dorința de cunoaștere, dincolo de științele exacte, pragmatice, iubim ficțiunea și o practicăm în arte inventate tot de noi, în literatură, muzică, în industria modei, a cosmeticii, cinema, pictură, sculptură, teatru, în concerte, în spectacole sau parade și ne considerăm a fi speciali prin acest tip de comunicare despre care spunem că este superior. E o creativitate pe care nu o putem stăpâni și un orgoliu de a ne considera ființe civilizate sau superioare. În sine, lumea ar putea dăinui fără ele, mergând pe o altă cale spiritualizată, dar nișa care se deschide în mod estetic, dincolo de realitatea materialistă, este irezistibilă pentru noi. Și aceasta pentru că simțim că undeva în noi am putea accede spre mai mult și imaginația este stimulată în mod plăcut nouă în activități de tip creaționist-contemplative. Nu cunoaștem foarte exact nici originile noastre, dar nu avem idee nici despre viitorul sau ceea ce urmează atunci când practic ceea ce numim noi viață individuală se oprește. Avem doar teorii, cele religioase și cele științifice bazate pe cercetări. O parte dintre oameni cred în ceea ce spun religiile și o altă parte caută încă răspunsuri științifice. În baza primei legi a firii umane, frica de pericolul amenințării celui ce deține puterea, omul în fața puterii, luptă pentru a o câștiga, fuge pentru a scăpa de pericol sau se supune. Ar mai fi o atitudine întâlnită mai ales în natură, cea a camuflajului pentru a nu putea fi reperat de dușmani. Cei ce dețin un pic de putere pot gândi așa, îi învrăjbim pentru ca să-i conducem, facem câteva victime în numele religiei, avem adepți sau supuși, pentru că dincolo de instruire sau civilizare, omul cu toate datele lui genetice este supus puterii, divine în acest caz. Asta face parte din trecutul nostru, dar și din prezent. Știu, ar fi tentant să apăreți dumneavoastră, domnilor extratereștri, printre noi, cu un pic de miracole și să creați o nouă religie. Amuzant, poate. Așa cum se presupune că s-a întâmplat în Egiptul antic, sau probabil că nici măcar amuzant, fiindcă ați depășit de mult stadiul hedonist al acestui potențial comic de situație. Poate dumneavoastră sunteți cu originile aici și nu noi. Nici asta nu știm. Exista și o teorie de acest gen, sau mai multe teorii în care se spune că am fi ceva sau altceva, și că dintre dumneavoastră ar exista câte unii printre noi sau în interiorul pământului, al munților, al apelor, ori în lună, pe lângă soare, ori pur și simplu pe cer, cu baze, cine știe pe unde. Adevărul este că dacă ați fi vrut resursele noastre, probabil ați fi făcut deja o colonizare sau ați fi eliminat omenirea. Am convingerea că nu ar fi fost foarte complicat. Însă faptul că ați putea fi aici în continuare observându-ne ne duce cu gândul că așteptați ceva probabil de la noi. Poate un anumit stadiu al evoluției, poate un război, poate o pace sau ceva ce nu știm noi. Fiind o scrisoare de tip rezumat, liberă, îmi permit să spun că vă salut cu respect, cu sentimente sincere de bine și dacă dumneavoastră cunoașteți om o altă modalitate de a conduce lumea decât cea dominată de sentimentul fricii ori ecuația stăpânitor supus, vă rog să ne comunicați cumva. Sigur, ar fi vorba de respect, dar acesta se câștigă, nu se impune, iar liderii noștri, din păcate, nu toți reușesc să ne convingă. La faza actuală, tot ceea ce ține de putere este alterat și smintit, pentru că nu există echilibru. Da, sunt fermecătoare patimile, pasiunile, dar trecerea prin viață, din punctul personal de vedere, este menținerea pe cât se poate a unui echilibru stabil. Dintr-un spirit de jurnalist, probabil, primul lucru pe care l-aș face, dacă aș întâlni o persoană din altă lume decât a noastră pământeană, ar fi să-mi fac rapid o listă de 10 întrebări pentru a scrie cel mai interesant interviu de pe pământ, deși nu se știe dacă voi avea vreodată norocul acesta.
Promit că până mâine mă gândesc la 10 întrebări și dacă locuiți printre noi, voie bună vă doresc. Scriu astăzi cu sentimente prietenești, 5 august 2020, când încă nu am cunoscut pe nimeni din afara pământului și nici n-am văzut încă vreun obiect zburător neidentificat, pentru vremurile când nu voi mai putea spune asta. Adina Ungur.